Dimineață trebuie să mergeți la lucru, nu? Trebuie. Trebuie. Eu ce să vă fac dacă nu v-a dus mintea să vă faceți parlamentari? Acum trebuie să trageți. Uite, vreți să știți ce program au avut ieri deputații, de exemplu? Vreți? Chiar vreți? O să vă pară rău, dar uite, dacă insistați, vă zic. Deputații s-au prezentat luni la treabă la ora 4. Deci la ora 16, fraților, când voi erați deja cocoșați de muncă. Ei abia mergeau la serviciu și nu ca să tragă vreo șaibă la strung, nu, nici vorbă. Ei mergeau ca să asculte discursul președintelui Klaus Iohannis. Practic, mergeau la marele fix pentru somnul de după amiază. Aveau în față somniferul perfect. Bun, iar după ce au scăpat de efectul Klaus, pac, s-au ridicat mulțumiți, au făcut câteva mișcări de înviorare și apoi, plin de energie, au revenit la treburi mai importante. Adică au început să se care de la muncă, da. Astfel, la ora 18, când au avut întâlnire cu ministrul transporturilor în Camera Deputaților, abia se mai găseau câteva zeci de persoane. L-au chemat pe ăla să dea raportul, să explice stadiul lucrărilor la autostrada Transilvania, obiectiv important, domne. Iar în sală erau, atenție, vreo 70 de deputați, din aproape 400. Păi să nu iei pe toți absenții să-i duci la muncă pe șantierul autostrăzii ca să justifice cât de cât indemnizațiile și nu mai zic de viitoarele pensii speciale, nu? Vă rog să-mi explicați, la dumneavoastră, cum se manevrează, unde se depozitează, cine răspunde și cum se poate constata dacă există vreo lipsă? Și știți cum s-a aflat despre acest nou chiul masiv de la cameră? De la Remus Cernea, da. Ăsta mic, văzând că rămâne singur pe acolo, și-a făcut și el două selfie-uri cu sala aproape goală și le-a pus pe Facebook. Părăcios mic. Deși tema de dezbatere de azi era importantă, construcția de autostrăzi, sala de plen a Camerei Deputaților era aproape goală. Am luat cuvântul pe fondul temei, dar am făcut și aceste două selfie-uri pentru a arăta că sala este dezolant de nepopulată cu deputați. Doar vreo 30-35 de aleși fiind prezenți. Politicienii și partidele vor cere votul cetățenilor în acest an, dar iată că după ce îl obțin, nici măcar nu participă la ședințe. E rău, frate Remus Cernea, e tot mai rău. Și nu e prima dată când atrage atenția asupra absențelor. Practic, Remus Cernea e un fel de Marian Godin al Parlamentului. O să scoată și o carte despre Chiulangi și despre abuzurile la care l-a supus șeful lui, Valerica Zgonea. Păi da, domne, să-l pui să vină cu sacou, cu săsătundă. De fapt, nu, stați. Remus Cernea nu o să scoată o carte, o să scoată un album de muzică rock. Da, cu influențe Pink Floyd, desigur, să-i placă și lui Valerică. Domnule președinte, mic cadou din partea mea, un tricou cu Pink Floyd, știu că v-a plăcut. Eu am primul album al lui Pink